Salutare IT-știlor și bine v-am găsit la un nou episod foarte scurt. De fapt, e un mic anunț pe care vreau să-l fac pe canal. Pentru că ne pregătim, așa cum știți, pentru data de 15 mai, când se vor relaxa puțin măsurile astea de carantină, m-am gândit că ar fi cazul să sărbătorim cu un nou workshop. Cei care sunteți mai vechi pe canal știți că anul trecut am mai făcut un workshop de WordPress, am mai făcut un workshop de Git, unde învățam împreună cu câțiva dintre voi cum să folosim aceste tehnologii, cum să facem un website de la cap la coadă, cum să învățăm mai multe lucruri făcând practică. Ei bine, acum vin cu un nou workshop pe care îl voi susține săptămâna aceasta, la sfârșitul săptămânii, cu câțiva dintre voi, cei care sunt interesați. Workshopul este un workshop în care vom învăța să construim o aplicație în React și nu o să fie o aplicație super mega basic, o să fie un pic mai mult decât o aplicație basic. După cum bine știți, o să vă las aici un screenshot. React e în trioul de JavaScript, dacă pot să zic așa, în trioul care conduce lumea asta, JavaScript-ului și a web-ului, alături de Angular și Vue. După câte puteți vedea aici, React este în acest moment în topul librăriilor de JavaScript. Bine, e o librărie, React e un framework. Asta e o discuție mai lungă, dar React conduce. Cele mai multe aplicații în acest moment se fac în general folosind React și este șansa voastră să învățați acum cum se face o astfel de aplicație. Bun, ca să facem această aplicație, noi vom folosi câteva concepte și lucruri foarte utile și foarte interesante, care cu siguranță o să vă ajute să faceți și alte proiecte, să mergeți la un interviu sau la un internship, și anume o să folosim un API extern, din care o să luăm niște date în real-time. O să folosim Fetch API, o să folosim parte de componente de la React, o să folosim props, states, state events și așa mai departe, astfel încât să creăm o aplicație care va arăta cumva ca și această aplicație de aici. E o aplicație de crypto, luăm niște informații dintr-o sursă externă și practic afișăm aici tot felul de informații despre criptomonede. Aplicația arată destul de bine, zic eu, pentru un asemenea workshop în care o să lucrăm câteva ore. La sfârșit, toți cei care vor participa vor avea aplicația asta făcută de ei, finalizată și funcțională. Bun, ca să te înscrii la acest workshop, de ce e nevoie? Păi, în primul rând, trebuie să ai cunoștințe de HTML, cel puțin, și cunoștințe, măcar basic, de JavaScript. Atât. Partea de CSS nu ne interesează foarte mult, nu o să intrăm în partea de CSS, pentru că nu este scopul acestui workshop. O să lucrăm cel mai mult și cel mai mult pe partea de JavaScript cu React și avem nevoie de puțin HTML pe aici, pe acolo. Bun, detaliile workshopului. Workshopul va avea loc duminica aceasta până sâmbătă. Probabil vă puteți înscrie folosind formularul de sub acest video. Costul va fi de 75 de lei, dar există un cost pentru că e vorba de niște timp, e vorba de niște cunoștințe, e vorba de pregătirea acestui workshop ca să creăm o aplicație de genul acesta. Ca oră va fi în jurul orei 14 și probabil vom petrece în jur de 2 ore lucrând împreună. Bine, poate să dureze 1:45 dacă toată lumea înțelege și tot merge smooth, poate să dureze 2:30 dacă sunt foarte multe întrebări și ne mai oprim așa pe drum să discutăm despre alte chestii. Oricum, ideea e că în jur de 2 ore vei putea învăța partea de bază a React-ului, astfel încât să poți să începi să creezi aplicații mai complexe. La sfârșit vei avea, bineînțeles, o aplicație făcută de tine, pe care poți să o treci în CV, pe care poți să o pui pe contul de GitHub, pe care poți să o arăți colegilor, prietenilor, profesorilor tăi sau pe care poți să o trimiți în momentul în care aplici la un interviu, la un internship sau la un job, de ce nu. Bun, nu uitați, dacă sunteți interesați, folosiți formularul de sub acest video, o să fie puține locuri pentru că nu vreau să lucrez cu foarte, foarte mulți oameni. E complicat când sunt mulți oameni și unii rămân în urmă, alții sunt poate mai avansați, lucrând cu un număr foarte mic de oameni, poți să te asiguri că oamenii au înțeles și au parcurs totul exact așa cum trebuie, într-un ritm cât mai apropiat de ritmul lor. Bun, cam atât. Abia aștept să ne vedem la workshop, nu uitați să te înscrii și, nu știu, dacă ai întrebări, lasă-mi-le sub acest video în comentarii și putem discuta acolo despre tot felul de detalii.